să scriu o carte cu un singur creion. Să nu mai pot să fac sport, asta e dramatic pentru mine. N-aș vrea să port o perucă toată viața. E mai greu să-mi pierd un cont de social media. Vreau să sugrăvesc toată casa. Aceea. Nu vreau să fac nici un cozonac, nu 50 de cozonaci. Fără internet ar fi mai greu. M-ar deranja nici să vină extraterestri, că aș putea să le spun un monolog și poate ne împrietenim. Poate da. Da, poate le place să le spună Ana poezii sau așa. Bună, dragilor, și bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast. Am ajuns la episodul 6. De data aceasta schimbăm un pic macazul și am trecut la formula de două persoane și o avem invitată pe Ana Maria Pandele Andone, actriță. Sigur vă aduceți aminte din Asimptomatic, a jucat rolul mamei lui Simi. Ana Maria, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc mult de invitație! Mă bucur că ai acceptat! În primul rând, pe mine mă interesează să aflu și eu mai multe detalii, dar și publicul. Aș vrea, dacă poți, știu că pentru mulți e greu, dar aș vrea să-ți conturezi un pic un portret personal. Cum te-ai descrie tu pe tine? Pe mine ca actriță? Nu, pe tine personal, ca persoană. Sunt un om foarte liniștit, dar și foarte neliniștit. Cred că astea sunt principalele mele caracteristici. Persoanele din anturajul meu apropiat pot să spună că uneori sunt liniștea întruchipată, iar alteori sunt într-o neliniște vulcanică. De asemenea, cred că sunt un om foarte atent în jur. M-am educat să fiu așa și meseria mea cumva m-a obligat nimic, dar m-a pus în situația de a căuta și de a fi cercetătoare, așa. Cred că acestea sunt caracteristicile mele personale, nu o să merg în lucruri din astea clișeistice, sunt un om bun, empatic și cred că lucrurile care mă caracterizează esențial acestea sunt. Cum a început drumul tău ca actriță? A început de mult, când eram în liceu și a venit Adriana Popovici, o actriță care era la vremea aceea în vogă și avea o școală în care Pygmalion se chema, în care pregătea tinerii care voiau să se ducă la facultatea de teatru. Și a venit, a făcut o selecție și da, am fost și eu printre cei selectați. După aceea am lucrat cu ea, mi-a plăcut enorm, deși nu înțelegeam mare lucru atunci, dar totuși mi-a plăcut undeva la nivel intrinsec, așa, fără să pricep mare lucru. Mi-a plăcut și m-am îndrăgostit cumva iremediabil de meseria asta și chiar și în perioadele când nu a fost atât de vesel și de plin și când nu s-a manifestat plenar în viața mea actoria, deoarece sunt suișuri și coborâșuri ca în fiecare meserie, totuși a rămas acolo în topul lucrurilor esențiale din viața mea. Spune-mi, nu vreau să dau informații greșite, principal este la teatru, nu? Tu ești actriță de teatru, ăsta e main-ul. Așa a fost dintotdeauna? Din start te-ai dus către teatru? Din start m-am dus către teatru. Nu credeam că pot oferi atât de multă valoare în începutul meseriei mele pe direcția asta de film. L-am descoperit un pic mai târziu, dar a fost dragoste la prima vedere, poate nu atât de accentuată cum a fost în teatru. Mărturisesc că cumva sunt ca două meserii un pic diferite, pentru că în teatru trebuie să fii expansiv, trebuie să cumva să ai cumva niște mijloace de expresie exterioare. Evident, există adevăr și într-o parte și în cealaltă, dar cumva în teatru tot e mult mai conținut și odată cu timpul acesta, cu parcursul meu în lumea actoriei, am descoperit că amândouă sunt în egală măsură foarte ofertante și că eu pot să mă cred eu pe mine, pentru că asta e cel mai greu lucru, să te crezi tu pe tine, să mă cred eu pe mine în ambele posturi.
Să înțeleg că prima dată ți-au fost îndrumați pașii către facultate, corect? Da, către facultate. Ai terminat facultatea la Timișoara? Am terminat facultatea în București în 1996 și apoi, datorită unui anunț dintr-un ziar, am aflat că este un concurs la Teatrul Național din Timișoara. Am venit aici cu trenul, nici nu știam unde e Timișoara. Ok, wow, interesant. Nu venisem aici niciodată, dar am luat trenul, am ajuns la Timișoara și, într-adevăr, era pe vremea aceea director Ioan Ieremia. Am dat concurs și câțiva dintre noi am luat acel concurs și... Din 1996, deci din alt secol, care va să zică, sunt actriță a acestui teatru. Și ai rămas aici? Și te-ai stabilit aici? Am rămas aici deoarece am început o grămadă de lucruri și pur și simplu nu mă puteam hotărâ să renunț la nimic. Totul era atât de frumos și de important și de interesant încât... Am mers mai departe și am rămas aici. În ultima perioadă, foarte mulți artiști, să-i numim artiști, s-au creat singuri, fără studii, ca să zic așa, doar prin muncă. Eu cred, asta e o părere de-a mea, eu cred în puterea studiilor, bineînțeles, combinate aceste studii cu muncă proprie. Adică chiar consider că dacă doar te duci la cursuri și nu ți-aduci aportul niciun fel... Nu o să înveți niciodată, adică nu rămâi cu nimic. Cât de mult crezi că te-a influențat pe tine facultatea și faptul că ai studiat meseria, că n-ai început-o așa de la zero? Da, m-a influențat foarte mult, în primul rând, pe direcția disciplinei. Am înțeles încă din facultate că meseria asta este foarte aproape de matematică, aș putea spune. Wow, ne-a spune, da. Pentru că, da, e nevoie de creativitate, da, e nevoie de multe alte lucruri. În schimb, dacă nu faci lucrurile precis, cât mai aproape de precizie, riști să faci cumva o derută în jurul tău și nu mai știe lumea să țină pasul cu tine. Deci, în privința asta, a fost importantă școala. Însă, evident, lucrurile de când am terminat eu facultatea și până astăzi s-au schimbat foarte mult și sunt în continuă schimbare. Sunt de acord cu tine că e importantă educația. Ce cred eu și am descoperit la un moment dat că este foarte important este să nu te oprești niciodată din învățat. Pentru că meseria asta chiar nu se termină. După ce ai terminat facultatea, gata, știu totul, am uneltele, mă duc și... Nu! Degeaba sunt electrician și am terminat acum. Apar alte echipamente, apar alte lucruri. La fel și în meseria mea apar alte instrumente pe care să le folosesc pentru a ajunge la adevăr, pentru că într-un fel vedeau oamenii actoria și actul artistic acum 20-30 de ani și într-un fel și alte pretenții au astăzi și ar fi absurd ca eu să încep să declam ca pe vremuri și să vorbesc într-un fel care cumva nu mai este suficient astăzi și trebuie să ne adaptăm, să mergem cumva în pas cu lumea și mie îmi place direcția asta în care oamenii ajung cumva prin actul artistic pe care îl creează să fie atât de natural încât nu mai știi dacă omul ăla este actor sau este chiar el însuși. Și un exemplu în direcția asta este filmul Ostrov, nu știu dacă l-ai văzut, un film rusesc, în care efectiv până am apucat să mă documentez și să aflu cine e actorul acela și e un mare actor rus, am stat cumva mută și am zis, nu se poate, asta nu poate să fie un act artistic, este pur și simplu el într-o situație. Chiar era... Și de atunci, evident, am descoperit multe astfel de întâmplări frumoase în anumite filme și parcă mărturisesc că mi-e din ce în ce mai greu să mă uit la filme care sunt exagerate, care nu sunt
adevărate. Uh-huh, acum uh-huh. Nu spun că eu dețin adevărul absolut și că mie mi-iese totul perfect, că sunt cel mai mare critic al meu atunci uh-huh. când ceva nu mi-iese cum trebuie. În schimb, e de datoria mea să învăț tot timpul și să încerc să ajung la adevărul uh-huh. ăla. Spune-mi, Asimptomatic a fost primul film? Sau? Nu, n-a fost primul film. În ce tipuri de filme ai mai jucat? Nu știu de ce regizorii ăștia mă văd în posturi de mame rele. Și înainte de a lucra cu Ovidiu la Asimptomatic, am lucrat cu Teddy Necula în filmul Mai departe. Okay. Și acolo eram mama Soniei, o mamă... De fapt, mamele astea nu sunt rele. Ele cumva ajung să pară rele pentru faptul că nu empatizează și nu se pun și în locul copiilor lor. Pentru că mamă n-are cum să fie rea, efectiv, da, adică menga așa. Pur și simplu, ele vor binele, dar găsesc niște mijloace de expresie care nu sunt potrivite și, practic, în loc să construiască și să ajute, mai mult de râmă. Dar la bază ele au intenții bune, cu siguranță, toate mamele din lume. Sau cel puțin mare parte din ele. Da. Din spatele, din spatele ecranului și de pe, din public, mie mi se par două audiențe diferite. Adică mi se pare foarte diferită audiența live și foarte diferită audiența de acasă. Principalul motiv pentru care cred asta este că și eu, mergând de mai multe ori la teatru, nu știu, când mergeam la teatru aveam chestia aia să am o ținută, să mă aranjez, să păstrez o postură fiind în public, adică nu te apuci și te clizești și faci ca toate cele, cum poți face la tine acasă urmărind un film pentru actor, că ai trăit ambele experiențe. Din spatele ecranului nu te influențează, că tu ești pe ecran, nu știi reacțiile. Dar audiența live, cât de tare te influențează când ești pe scenă? Apuci să o vezi? De cele mai multe ori nu apuci să o vezi, pentru că sunt luminile care vin peste noi, sunt îndreptate către scenă. Publicul de obicei, dar nu întotdeauna, în marea majoritate a cazurilor, publicul este în întuneric și lumina este pe noi pe scenă. Uh-huh. Și de cele mai multe ori nu le vezi reacțiile, dar îi simți, știi că sunt acolo. Iar în momentele construite intenționat în așa fel încât să le vezi reacțiile, înseamnă că pentru actor, pentru spectacol, pentru actul artistic în sine, înseamnă că contează reacția din acel moment a publicului. Se poate schimba, nu știu, starea? Cumva, în funcție de cum sunt ei, în primul rând, cumva, chiar de curând am avut o astfel de experiență, am jucat un moment pe care îl joc în Timișoara, în spectacolul Monologele Solitudinii, la Artefactum, l-am jucat la Deva, într-un cadru în care publicul era în aceeași lumină ca și mine. Deci eram la lumină naturală și eu și ei și aveam atât de multă energie, primeam de la ei din fiecare privire pe care o vedeam a lor, ațintită către mine, și personajul e un personaj dramatic într-o situație limită și cumva îi vedeam pe ei atât de afectați încât a crescut și emoția mea. Și da, cred că a fost una dintre cele mai bune reprezentații ale mele cu acel personaj. Parcă cumva, deși l-am jucat de nenumărate ori, o să-l mai jucăm acum duminică. Te invit dacă vrei să vii și poți să vii. Este aici, la teatru? Nu la Național, e la Artefactum. O să-ți dau detaliile dacă ești interesată. În Piața Libertății jucăm la Centrul de Cultură și Artă. Okay, este un proiect Artefactum de teatru independent. Și a fost cumva o revelație pentru mine să văd reacțiile publicului, că în general nu îi vezi, adică nu știi. Cumva ai ajuns 100% la ei, n-ai ajuns. E cumva o nevoie de a reuși
care, oameni fiind, nu se deplinește 100% de fiecare dată. În schimb, de data asta, văzându-i, cred că m-a ajutat pe mine în construcția rolului, care, by the way, nu se termină niciodată. Adică poți să joci un rol ani în șir, că permanent găsești o nuanță care să schimbe, care să îmbunătățească. Și întrebarea ta era dacă te influențează. Influențează. Da. Da, te influențează. Și dacă îl vezi publicul și dacă nu îl vezi. Deci am dat exemplul ăsta cu văzutul efectiv, dar în marea majoritate a cazurilor nu vezi publicul, dar îl simți că este acolo. E diferit la o reprezentație, un public poate să râdă în niște locuri în care nu se râdea de obicei și cumva e secunda aia în care optezi cumva cum te duci mai departe. Dar în general, na, ne repetăm cu multe repetiții în prealabil, deci ne ținem de ce avem de făcut. Doar dacă apare o situație limită, total neașteptat, atunci trebuie să optezi și să decizi să faci altceva decât făceai în mod obișnuit în traseul personajului tău. Să știi că din public, de multe ori, eu mă uit pe scenă, că de asta mergi la spectacol, dar de multe ori chiar ai senzația că și actorii se uită la tine și o senzație foarte plăcută, să știi. Da, ai senzația că se uită la tine și câteodată intenționat fixezi privirea în anumite puncte, dar nu e ca și cum chiar îl vezi pe omul respectiv. Uh-huh. Că e o treabă cu fizica asta, dacă e întuneric, nu vezi. Adică te simți că e acolo, dar nu-i vezi ochiul, forma, culoarea și așa mai departe. Acum mă interesează puțin din punct de vedere tehnic, că nu știu și cred că e informație bună de dat. Din punct de vedere tehnic, cum se pregătește un actor pentru teatru, cum se pregătește pentru film? Mă refer la modul de învățare al scenariului. Sau cât de mult diferă scenariul? Eu am niște tactici prin care tehnici prin care îmi învăț textul, îl repet atât de mult și atât de bine, pentru că e esențial să-l știi și cumva să-l știi dincolo de a ți-l reaminti. Adică să fie cumva să simți că ți-aparține. Conținut, ca eu să pot să îl dau în așa fel încât să dau impresia că el atunci se naște din gândurile și emoțiile mele. Da? Deci cumva e cam în asta ar consta tehnica. Din punct de vedere tehnic e cam același lucru. Trebuie repetat foarte mult în diverse, mai repede, mai lent, mai făcând alte lucruri. Am obiceiul ăsta de a repeta textul, de exemplu, în timp ce alerg sau în timp ce pedalez pe bicicletă. Poți? Da, și intenționat fac asta, cumva pentru că trebuie să fiu și atentă să nu cad de pe bicicletă, să nu intru în intersecții în care e roșu la semafor sau așa, adică să am și grijă de viața mea, siguranța mea și a celor din jur, dar și să mă concentrez pe textul meu și să nu mă opresc. Și cumva e o provocare pe care mi-o asum intenționat, pentru că dacă pot să dau, de exemplu, un text în anumite situații, atunci cu siguranță o să pot să-l știu și pe scenă. Deși se mai întâmplă, mărturisesc, să ne mai uităm textul pe scenă. E viață! Și mai adaptăm. Sunteți oameni, nu vă poți! Dar e secunda aia în care zici, nu e bine ce am zis, nu e bine ce am făcut. Și dacă e vreun cuvânt de legătură care era super important, încerci să faci niște artificii fabuloase ca să reușești să-l integrezi în alt loc, ca să poate are cineva de la tehnic un reper legat de cuvântul X sau poate colegul, partenerul tău de scenă avea fix nevoie de cuvântul ăla ca să poată să-și construiască replica mai departe și fix dacă tu nu-i o dai el, ce să zică? Dacă tu îi spui, mâine ne vedem, dau un exemplu, și tu îi spui, da, ne vedem. Adică uiți să spui mâine, el, mâine o să mor. Acum inventez niște cuvinte, da? Mâine eu aș vrea să mor, știi? El nu mai are pe ce să construiască dacă eu nu-i dau ce trebuie. Și cumva, ne mai și ajutăm, adaptăm unii la ceilalți, dar
tehnic, nu există o diferență foarte mare între modul în care eu personal îmi învăț un text de teatru și unul din film. Regula e că trebuie să-l știu foarte bine, asta e clar. Dacă ne referim strict la cât de mult trebuie să repet și cum trebuie să repet un text, un scenariu, fix că nu contează că e monolog, că e dialog, că e film, că e teatru, cumva trebuie să-l înveți până îl conții să fie al tău. Este un rol de care ți-a intrat pe sub piele și de care îl simți al tău, pe care l-ai jucat? Să zici, bă, eu simt că sunt, nu știu, Ana, dau un exemplu, nu știu dacă ai jucat Ana Karenina, mi-a venit în cap. Să zicem, bă, eu mă simt Ana Karenina. Ai așa? Sau pe toate le-ai jucat, dar nu le-ai simțit? Ca o paranteză, nu, chiar nu mă simt Ana Karenina. Adică, deși, uite, nu de mult, mergeam pe o linie de tren. Îmi plăcea să stau acolo, să-mi adun gândurile, că era un loc așa drăguț pe unde circula trenul în Timișoara, pe la Gara de Sud. Și evident eu nu știam când urmează să treacă un tren pe acolo și deodată auzeam scrâșnit de șine, se mișcau puțin și deoarece eram după o curbă, trenul ăla mă vedea că eu sunt acolo, începea să claxoneze sau cum se cheamă. Da, tot claxonezi la tren. Să sune. Da. Era speriat, nu știa dacă sunt sau nu sunt Ana Karenina, adică ce vreau, din ce motiv mă aflu acolo. Și eu evident făceam un pas mare înapoi ca să nu fiu Ana Karenina. Da. Și era un moment în care cumva puteam să simt și emoția mea, dar și a lui, adică cumva să mă gândesc ce își închipe omul ăla, ce-i cu nebuna asta care stă aici cu o carte în mână, stă să nu știu ce, să se gândească ea la nemurirea sufletului. Așa, deci să-ți răspund la întrebarea asta, a fost doar o paranteză. Cumva, cred că mi-a plăcut foarte tare un rol în care am intrat pe nepregătite, ca să zic așa, pe care l-am lucrat cu colegii mei de la Național înainte de pensionare. Okay. Eram Clara, toată piesa avea trei personaje, eram eu, sora mea și fratele nostru mai mare, care era un torționar, adică era un om care făcuse foarte mult rău, era comandat de lagăr. Și cumva povestea aia mi s-a părut atât de dură și eu, spre deosebire de sora mea, eram foarte revoltată de felul în care el se raporta la ororile pe care le făcuse și ea îi lua partea, cumva. Și era atât de provocator faptul că eram în această dualitate și în această criză existențială, cumva încât... și mai era un lucru important la personajul meu. Fusesem balerină sau cochetasem cu baletul în tinerețe. A fost acum mulți ani și nu mai știu acum toate detaliile. Dar acum eram în scaun cu rotile. Wow. Și eu cumva toată bucuria aceea pe care o aveam și mi-o aminteam din tinerețe, lumea respectivă, o aveam în capul meu și în amintirile mele și acum eram imobilizată, dar totuși plină de viață și plină de energie, dar totuși imobilizată. Și cumva era un tumult de emoții și de gânduri și de... Și cumva, nu că mă caracterizează neapărat nefiind în situația respectivă, dar a fost foarte profund pentru mine să fac săpăturile acelea înăuntrul meu. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de altfel, un alt rol care mi-a intrat sub piele e chiar acesta pe care îl joc acum în monologele Solitudinii. Îmi place să cred că nu sunt în chiar postura personajului, pentru că e o logodnică care, dar nu vreau să spun mai multe,
e o mireasă care a trăit o logodnă foarte lungă, care nu s-a mai materializat niciodată. Ok. Destul de trist pentru este. Da, da. Când ai fost pe scenă, sunt sigură că sunt momente, nu știu, care te-au marcat negativ. Adică să simți, bă, cum ai spus mai devreme, poate am uitat ceva, poate... Că nu mi-a ieșit ceva. Poate nu ți-a ieșit ceva. Rămâi cu ele când te dai jos de pe scenă sau reușești să te detașezi, să-ți revii și să zici, data viitoare va fi mai bine. E și și. Adică răspunsul e da, rămân cu ele. Sunt, fiind și perfecționistă din fire, e greu să zic, asta e, n-a ieșit. Evident că mă încurajez și evident că data viitoare muncesc mai mult ca să fie mai bine. Dar rămân cumva cu ele și am o luptă pe dinăuntru. În momentul când faci o gafă pe scenă, e esențial să mergi mai departe, pentru că nu e ca la film, ok, mai facem o dublă. Stăm un pic, ne revenim și mai tragem o dată. Tu trebuie să mergi mai departe, da? Și mai mult decât atât, publicul nu e vinovat de nimic. El trebuie să vadă povestea mai departe. Nu zic, mă scuzați, am greșit textul, mă duc, reiau puțin, bine? Tu trebuie să te adaptezi ca să mergi mai departe și cumva... Asta e frumusețea pentru... și diferența esențială, cam asta ar fi, pentru că în teatru faci cumva să fie credibil și să mergi mai departe, pe când în film ai posibilitatea asta de a relua și din punctul ăsta de vedere poate fi un pic mai comod. Să poate zice, pentru creier, cred eu. Da, cumva parcă stai un pic mai relaxat, ok, da. Dacă nu-mi iese dubla asta, știu ce am de corectat acolo și... țin sub control data viitoare și merg cu încredere. S-ar putea ca asta cumva să te îngrădească? Cumva, eu așa gândesc. Adică mi se pare mai autentic. Te-ai dus, vorba aia, ți-ai dat rolul, ai dat tot ce ai avut în momentul ăla și gata. Dar în film, având în minte chestia asta, lasă, nu contează. Nu ești, relaxarea asta nu te poate îngrădi să nu-ți duci actul artistic la procentaj de 100%? Nu știu, n-am fost niciodată în pericolul ăsta de a nu-mi duce actul artistic, cel puțin în film, pentru că am făcut puțin film, îmi place foarte mult și mi-aș dori să găsesc resursele necesare să fac atât de mult încât să ajung în postura asta. Glumesc acum, da? De a fi atât de relaxată încât să nu-mi duc actul artistic la... Adică, cred că actorul are această căutare permanentă de a fi desăvârșit în fiecare cuvânt, în fiecare propoziție pe care o spune, în fiecare... și să aibă o claritate cumva în ceea ce face. Adică, da, nu te contrazic. Pot fi și situații când actorii sunt... poate să tui, dar nu e cazul meu și n-am fost în această postură. Iar cred că dacă ajungi în situația asta, e mai bine să iei o pauză de la proiectul respectiv. Cumva înseamnă că poate echipa respectivă nu te satisface pe tine ca persoană, în primul rând. Și poate că ar trebui să faci cumva alte alegeri, părerea mea, pentru că cumva totul ne vorbește. Dacă nu te simți bine într-un loc, nu te simți bine din anumite motive pe care trebuie să le identifici și să te reorientezi. Deci actorul când simte că din vari motive nu poate da 100%, mai bine... Să-și pune niște întrebări, să stea de vorbă cu el. Cred că meseria asta e mult despre... Deci lucrurile esențiale pe care noi le avem de făcut sunt acestea, de a ne observa, de a ne înțelege și de a observa pe ceilalți cu experiențele lor, cu umanitatea lor, cu lipsa lor de umanitate și de a înțelege de ce un om acționează într-un fel sau altfel. De ce cineva reacționează așa, de ce cineva răspunde așa, de ce cineva trăiește așa. Nu? Pentru că asta e treaba, să fim cumva în viețile altor oameni. Din industrie, cine te inspiră? Poate fi actor,
actriță, de aici, din străinătate? Cred că îmi place în acest moment, pentru că perpetu se tot schimbă treaba asta. Îmi place Mads Mikkelsen. Ok. Pentru că în ultimele filme pe care le-am văzut cu el, era atât de în situație și atât de afectat de problematicile de acolo, din filmele respective. Într-unul era acuzat de viol sau, mă rog, de întreținere de relații ciudate cu niște copii, ceea ce el oricum nu făcuse și în ce fel asimila acele acuze și cum reacționa la ele, reacționa ca un om, nu ca un actor. Și subliniez lucrurile astea pentru că sunt la o vârstă la care naturalețea pentru mine contează mai mult decât a mă arăta ce de mijloace am eu. Uh-huh. Pentru că da, putem avea mijloace. În schimb, asta e frumusețea în film, că e totul conținut. Uh-huh. Și cumva, dacă chiar ai problema aia înăuntru, nu mai e nevoie să o super arăți. Uh-huh. Da. Pentru că ea este acolo și oricum transpare prin felul nostru de a acționa. Iar în alt film l-am văzut în Another Round și iarăși era superb. Uh-huh. Efectiv nu știai dacă joacă sau e el în problema aia. Sau... Deci înțelegi cam care e direcția în care apreciez eu în acest moment. Evident că am avut și etape în care îmi plăceau actorii mega plini, superbi și după aia am zis ok, nu e totul acolo și am pornit spre alte căutări și da, el e răspunsul meu la întrebarea. Super. Da. În ultima perioadă, că ai spus de actor de film, mă așteptam mult de teatru, dar foarte bine că ai spus de film, că voiam să te întreb ce părere ai despre cum evoluează industria filmului în România în ultimii, să zicem, 5 ani, în care am avut un număr, din punctul meu de vedere, mare de filme produse în România. Cred că e un lucru foarte bun și ce am observat bun în ultima perioadă și cred că ai spus foarte corect 5 ani, pentru că s-au schimbat cumva în ultimii 5 ani, în primul rând din punct de vedere tehnic. Cred că lucrurile au început să meargă foarte bine. Pentru că înainte de perioada asta a existat o altă perioadă în care actorul ăla dădea tot sufletul acolo și după aia spectatorul se întreba ce a zis. Deci cumva, din punctul ăsta de vedere, cred că e un traseu ascendent foarte, foarte bun, pentru că altfel e păcat să nu găsești soluții la problema asta. Și s-au găsit, E foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. După aceea, să nu uităm, asta din punct de vedere tehnic, da? S-au îmbunătățit lucrurile foarte mult. Sunt de acord, aici da. Tehnic, da. Și cumva mai e un lucru care mie îmi place foarte mult, că prefer să vorbesc de lucrurile bune, da? Da. Pentru că mă ajută cumva să mă proiectez și eu în situații bune, cărora să le fac față cu bine. Un lucru foarte bun este că regizorii cumva își caută actorii în rândul nu contează că sunt cu studii sau fără ei, e decizia lor ce aleg, să fie cât mai apropiați natural de personajele respective, cumva nemai rămânând în linia aia în care trebuie să fie vedeta X sau vedeta Y sau pur și simplu, doamne, cum aș vedea eu că arată omul ăsta, personajul ăsta pe care vreau să-l joc? Și să îmi aleg omul cel mai potrivit din lumea asta la care eu pot să am acces, da? Și să pot să-l plătesc sau, mă rog, să mă înțeleg cumva cu el, să ajung la o înțelegere. Și cred că ăsta e un lucru foarte bun. Pentru că altfel, multă vreme jucau aceiași actori, da? Eu nu spun că nu era Florin Piersic și că nu era și toți ceilalți care au fost, nu? Eu nu spun că ei nu erau foarte buni. Dar erau tot aceiași și mai erau și mulți alții pe lângă care
Care nu aveau acces. Nu aveau acces, că era închisă lumea. Și cumva asta e un lucru super bun, că avem acces. Și dacă tot avem acces, o să-ți mărturisesc că intenționez să merg mai mult pe drumul ăsta și să-mi caut șanse mai multe pe direcția asta, pentru că, uite, și cu ajutorul filmului ăstuia și cu al celui de dinainte și cu al încurajărilor oamenilor cu care am intrat în contact datorită acestor lucruri, pentru că filmul îți oferă multă vizibilitate, cumva, mai multă decât teatru? Consider că da, pentru că la teatru vin anumite persoane de un număr limitat, pe când la film... Corect. Dar spune-mi un pic despre teatru. Tu ai spectacole, ai spus de Deva. În afara Timișoarei, unde? Unde te mai pot vedea oamenii? Unde mai ai? Acolo a fost o invitație, cumva, la un eveniment și regizorul Levente Cociardi s-a gândit să ia momentul acesta din spectacolul meu, că s-ar potrivi, și mulțumesc pe drum, pe calea asta, că s-a gândit la mine, pentru că da, chiar s-a potrivit și chiar a fost o experiență faină. În principal sunt la Teatrul din Timișoara și de aproximativ un an și jumătate și la Artefactum. Dau castinguri cât de multe pot peste tot. Unele sunt favorabile, unele nu. Este o lecție a meseriei noastre, face parte din meseria noastră, și anume aia de a nu mai lua lucrurile personal. Și în viața mea a intervenit momentul ăla în care n-am mai luat lucrurile personal, atunci când am avut suficientă încredere în mine și când nu am mai fost cumva la decizia regizorului, adică cumva, evident că e decizia lui într-un final, dar eu să știu că îmi fac treaba foarte bine la castingul ăla și fac tot ce ține de mine. Că el de fapt într-un final decide că altcineva s-ar potrivi mai mult și alege pe altcineva, nu are legătură cu faptul că eu n-am fost bună. Că până atunci, da, e un drum destul de dificil în care tot timpul zice, iar n-am fost eu alesul, iar n-am fost eu aleasă. Înseamnă că poate n-am făcut eu ceva bine. Dar în momentul în care ai destul încredere în tine și chiar faci foarte bine ce faci, nu mai e personal și zici, ok, e altcineva, e rândul altcuiva, acum data viitoare este și rândul meu. Actoria e o artă. Eu așa o văd, o artă destul de grea. Nu comparăm, dar mie mi se pare foarte, foarte grea. Ce rol joacă în viața ta personală? Nu știu, ți se întâmplă să intri într-un personaj acasă sau ăla rămâne doar pe scenă exclusiv? Da, actoria asta e frumoasă pentru că adună în ea multe arte, da? Pentru că acolo poți să cânți, acolo poți să dansezi, acolo poți să folosești cuvântul și să poate să și vorbești. Să pictezi. Exact. Și plus că adună, nu? Și scenografia, da, și designul, toate la oaltă, luminile, sunt o mulțime de lucruri care completează un spectacol, da? Sau un film. Da, mai rămâi câteodată. Adică cumva iei personajul ăla undeva cu tine. Adică sunt două perioade distincte. Perioada de repetiții dinainte de premiera spectacolului, care durează o lună, două, depinde de proiect, în care permanent ești cu gândurile acolo, chiar dacă tu mai faci o ciorbă sau mai ai cursuri. Că îmi spun, eu predau actorie, predau public speaking și îmi cer cursanții câteodată, mă solicită foarte mult la cursuri, dar m-am educat în așa fel încât atunci las deoparte cumva, dar tot e prezentă treaba aia, cumva undeva îmi planează acolo. Îți vine parcă un gând că momentul ăla nu știu ce, nu știu, și revii, ok, hai să revenim cu ce problemă avem acum de rezolvat, de situația de față, da? În schimb, îl car cu tine pentru că ești atât de preocupat să ajungi cu el într-un punct în care să crezi în el atât de mult, să ți-l asumi atât de mult. Și după aia e perioada de după, e premiera când ai dat cumva foarte mult tot ce ai putut, tot ce ai acumulat în perioada de repetiții, după care ține de gospodărirea ta personală să păstrezi
lucrurile alea să fie cât mai proaspete și nu că joc peste un an și peste un an ce să vezi, nu știu ce mi s-a întâmplat și publicul ăla vrea să vadă povestea așa cum a fost creată, nu cum am eu chef în ziua aia să improvizez. Sau cât de tare te influențează ce s-a întâmplat la tine acasă, exact, aia trebuie lăsat la ușă, nu? Cumva, da, da. Sunt două niște lucruri cu care oameni fiind jonglăm într-un fel atât de fragil. Deci cumva iau personajul ăla cu mine și când merg pe bicicletă și repet și mă strâng sau mai merg cu autobuzul și sunt în 33. Și se uită oamenii, nu? Dar eu vorbesc cumva, dar gura se mai mișcă câteodată sau mă încrunt sau fac cine știe ce lucruri. Eu te înțeleg, mie mi se întâmplă să fredonez. Exact, deci fiecare cu... Merg la cumpărături, știi, mă plimb prin mall să mă uit la haine și... Dar mișc buzele. Deci cumva iei cu tine asta, da. Sau faci altceva și deodată ți-aduci aminte de o situație scenică și acum vreau să o rezolv eu nu știu ce secundă de adevăr de acolo. Deci cumva le luăm cu noi, dar trebuie să avem cumva și igiena asta de a le lăsa, pentru că altfel la un moment dat nu mai știi cine ești. Da, da. Mai știi și atunci intervine cumva poate un fel de actor, o situație în care depinzi cumva de validarea permanentă a celor din jur, iar eu vreau să fiu un om cât se poate de simplu și de normal în viața mea de zi cu zi, astfel încât când mă duc la piață, dacă nu știe tanti de la magazin că a, doamna actriță, ce mai faceți? Sunt un om ca oricare altul și chiar nu trebuie să știe nimeni că care e meseria mea, știi? Adică doar dacă are un copil sau un adolescent sau el, omul respectiv, vrea să vină să-l învăț ceva, să-l ajut cu ceva, cu dicție, cu stăpânirea emoțiilor, cu niște lucruri, dar altfel nu are de ce să știe ăla care e meseria mea, că nici eu nu știu fiecare om de pe lumea asta cu care interacționez ce meserie are. E interesant să descoper și chiar asta era un exercițiu din facultate, să stăm așa pe bancă și să ne uităm la oameni și să ne închipuim care e viața lor, ce fac ei în, în viața lor, adică cu ce se ocupă ei, știi? Și de foarte multe ori la un moment dat ajunsesem că chiar le nimeream, știi? Adică după aia interacționam cu ei și nimeream o parte din ce atribuiam noi acolo, știi? Deci cumva, da, transpare în sensul că eu vorbesc mai clar, adică nu bolmojesc. Am mers acum la un curs de, nu dau nume, am fost la un curs, da? Dintr-un anumit motiv nu dau nume, la care mi-a plăcut foarte mult, dar cumva a răbufnit din mine un fel de orgoliu actoricesc, încât să simt nevoia să-i spun unuia dintre traineri că nu vorbește clar și că poate aș putea să-l ajut un pic cu dicția, că nu înțelegeam ce spune, efectiv, nu înțelegeam lucrul rău. Și cumva trebuie să lăsăm orgoliul la o parte și asta e, eu știu un lucru, tu știi un lucru, ne putem învăța unul pe celălalt, continuu putem să învățăm. Dar ce ai spus tu, asta cu a fi cunoscut, contravine puțin la ce se întâmplă în ziua de astăzi cu actorii, care mulți devin actori sau încearcă să devină actori exclusiv pentru această expunere, pentru această dorință de a fi popular și cunoscuți, care mie mi-a plăcut ce exemplu mi-ai dat. Eu urmăresc foarte mult actorii din străinătate. E greu să-i urmărești pentru că cred că și pentru ei este foarte greu să-și mențină o viață normală. Mulți povestesc cât de complicat este să fie nevoiți să se deghizeze câteodată pentru a merge la să-și cumpere o apă. Da, da. Contravine a ceea ce ai spus tu și mi se pare un exemplu foarte bun ca oamenii, indiferent de ceea ce fac, să-și păstreze această modestie, dacă e. Că e o modestie și e un humble, e în engleză, un humble pe care ar trebui să-l avem cu toții. Da, cumva cred că nici la mine, mărturisesc că nici la mine n-a fost dintotdeauna. Cumva atunci când ești foarte tânăr, îți dorești să știe toată planeta despre tine
Și nu e un lucru rău, adică nu este ca și cum vreun actor n-ar vrea să fie cunoscut, da? N-ar mai juca. Da, Daniel Day-Lewis, care este iarăși un actor pe care îl admir foarte, foarte, foarte mult în fiecare rol pe care îl face, este desăvârșit. Face filme puține, adică nu 5 pe an, ci unul la 3 ani, da? La 2 ani, la 3 ani, în care el acumulează și atunci când face ceva, face într-un mare fel. Desăvârșit. Da. Și cumva spre tipul ăsta de actorie îndrăznesc să tind să merg și eu, adică evident și cantitatea ar conta într-o lume în care tânjim după această validare continuă și atunci când vedem că din exemplul pe care l-ai dat cu cei care se fac actori ca să fie mega cunoscuți și scopul. Să cumva spun că da, poate că nu toți ne facem actori din același motiv. Eu m-am făcut actriță pentru că am considerat că am un plus de sensibilitate și de lucruri pe care le pot oferi oamenilor dacă cuiva i-ar trebui așa ceva și ar interesa. Și pe parcurs am descoperit că da, sunt unii care apreciază asta și sunt interesați să... Pentru că tehnicile în actorie pot fi multiple, nu deține niciunul dintre noi tehnica totală prin care rezolvă orice situație, uite așa. Nu există. Cumva trebuie plecare și cercetare și documentare, pentru că fiecare personaj și fiecare situație scenică vine cu niște lucruri noi, nu? În care eu nu am fost, nu? Neapărat în situația respectivă și cumva e nevoie să caut, să văd. Na, și cum aș fi în situația aia? Cum aș reacționa? Și așa mai departe. Să știi că asta mi se pare cel mai greu, să fii nevoit să joci o situație prin care n-ai trăit, prin care n-ai trecut. Sau, asta povesteam cu Vanessa, cu Zaira Zoe, da. Una dintre cele mai mari dorințe ale ei este să rămână însărcinată și trebuia în film să joace cumva că este că ușor dezamăgită de veste. Și mi se pare foarte greu asta. Da. Asta apreciez foarte mult la cei care reușesc să treacă și să se pună în postura respectivă. Ana, eu am pregătit un joc special pentru tine, dar înainte să ne jucăm un pic, o să te pun în niște situații. Vreau să-mi spui... pentru cei care vor acum să devină actori, pentru că simt că pot juca, pentru că poate admiră pe cineva și vor să fie acolo, sau poate pentru că s-au jucat, pentru că am auzit că mai nou se face foarte mult teatru și pentru copii de la vârste foarte fragede, sunt puși pe scenă și puși în situații de a juca. Văd că încep să-și apară filme cu copii, ceea ce este foarte bine. Un sfat pe care tu l-ai dat din postura de actriță? Să-și urmeze nevoile, părinții să îi lase să se ducă pe drumul pe care și-l doresc să meargă. Eu n-am fost neapărat încurajată să merg pe drumul ăsta și au fost niște piedici acolo din familia mea. Însă dorința mea a fost atât de mare și am fost de neoprit încât am trecut peste orice piedici. Nu știu dacă cei de astăzi au neapărat reziliența asta cu față de cei din generația mea, ca să spun așa. În schimb, îi încurajez să-și urmeze instinctul și dacă ei simt că asta este într-adevăr ceea ce își doresc să facă, apoi să facă. De aceea, încă un sfat tehnic, ca să zic așa, este să mai stea de vorbă cu niște actori și să pună întrebări. Pentru că te duci, te fascinează, vezi, uite ce fain e pe afiș, lumea vorbește de el, o cunoaște, o invită lumea acolo. Dar ei nu știu care e bucătăria din spate.
și de câte ori omul ăla își mușcă mâinile să rezolve un lucru minor. Iar dacă el, ca structură, nu e încă pregătit să accepte și greul, pentru că și meseria asta are greul ei, atunci cumva s-ar putea să fie dezamăgit. Și să zică, păi da, eu nu stau îmbrăcată în costum de mișcare 8 ore pe zi să mă târâi pe praful ăla pe jos și mai e și curent și da, trece așa și nu, și îmi vine și lumina în ochi și mă deranjează la privire, știi, și îmi strică la gene, nu știu ce, știi? Da. Și cumva dacă n-ai umilința asta și cum să spun, dorința de a fi tu mai jos decât țelul căruia îi te supui în acest moment, poate că nu e momentul încă, pentru că altfel o să o iei direct în plin și o să fii dezamăgit. Tu ai crezut că e ceva și de fapt e altceva. Cât de mult e nevoie de perseverență? Foarte mult. Asta e concluzia pe care am tras-o, că indiferent de poate un rol e mai greu, poate altul e mai ușor, poate pentru un rol, nu știu cum ai spus, de scaunul cu rotile, bănuiesc că trebuie anumit antrenament. Da. Un prieten de-al meu care a terminat actoria la un moment dat, la un examen, a trebuit să joace un rol de orb. Mi s-a părut cu ochii deschiși și cu baston. Mi s-a părut foarte greu, extraordinar de greu. Un exemplu foarte bun asta e în linia asta e Al Pacino în Parfum de femeie, care este fabulos. Deci are o privire care efectiv e pierdut, adică îl crezi că el este fără vedere și cumva, na, despre asta este. E foarte mult exercițiu în spate, adică nu s-a trezit Al Pacino de dimineață și a zis, uite așa se face. Nu, te cauți mult, documentezi, stai de vorbă cu, afli. Aha, și asta cum ar fi? Și așa, și integrezi totul înăuntrul tău și la urmă vezi ce iese din această integrare. Bun, hai să te pun în niște situații. Okay. L-am văzut eu undeva jocul ăsta și mi s-a părut foarte interesant. Inclusiv eu m-am gândit. Îți dau un exemplu banal, mă întreb eu pe mine. Dacă ar fi să aleg să nu mai beau niciodată apă în viața asta sau să nu mai pot mânca niciodată pâine în viața asta, ce aș alege? Pentru că eu sunt o mare fană pâine, chiar dacă nu se vede. La mine invers. Eu aș alege pâinea de trimis. Nu se vede, asta e enervant. Da, ce pentru că mă gândesc, aș bea ceai sau aș bea un înlocuitor, o limonadă, să nu fie chiar apă. Deci așa, te pun dacă ar fi să scrii o carte întreagă cu un singur creion, imagine, ai ascuțitoare, dar e un singur creion, sau să joci un singur personaj toată viața, ce ai alege? Să scrii o carte cu un singur creion. Crezi că ai terminat-o? Ți-ai pune tu toate ideile acolo? Păi aici e o întreagă teorie pe care o am și pe care chiar pot să ți-o exprim pe scurt aici, și anume Napoleon și mulți alți scriitori și Hemingway și alții au spus, dragă prietene, dacă n-am avut timp, de asta ți-am scris o scrisoare lungă, pentru că dacă aș fi avut timp, ți-aș fi scris o scrisoare mai scurtă. De ce? Pentru că scrisoarea mai scurtă e îndelung gândită și sintetizată într-un fel și esențializată într-un fel în care să nu mai trebuiască să vorbesc o carte de 500 de pagini și să spun același lucru pe care aș fi putut să-l spun cu un creion, adică respectiv în 83 de pagini. Sau, știi? Foarte bun exemplu! Deci, super! Am răspuns în cunoștință de cauză. Să nu mai poți face sport niciodată sau să fii nevoită să mergi zilnic 10 km pe jos. Să nu mai pot să fac sport, asta e dramatic pentru mine, pentru că fac sport zilnic. Ți-ai preferat să mergi 10 km? Îi faci? Reușești câteodată să-i faci? Poate nu în fiecare zi, dar... Nu reușesc că nu am neapărat trasee atât de lungi în fiecare zi, dar oricând. Bun. Oricând. Super. Păi eu dacă în viața asta m-ar pune cineva să aleg și n-ar mai fi nici meserie, nici familie, nici casă, nici Timișoara, ar fi așa lumea fără granițe, m-aș face beduin, pentru că pot să stau la soare, mie îmi place să stau la soare fără margini, fără limite, cu cât e mai cald, cu atât e mai bine, și să merg. Asta e îndeletnicirea mea favorită, principală, ever. Să merg.
Super. Deci îmi place cum ai ales aceste întrebări, că sunt exact pe feeling-ul meu. Păi le-am gândit cumva, da. Să nu... Asta e pentru teatru. Să nu te mai poți machia niciodată sau să fii nevoită să porți o perucă toată viața? N-aș vrea să port o perucă toată viața. Și prefer să nu te machiezi. Da. Poți să joci rol? Cât de important? Mine ar fi o provocare, că ar trebui să am cumva mai mult grijă de fața mea, să nu mai iasă zgaibe. Da. Să am mai mult grijă de tonusul pielii mele, cumva, nu? Că da, e normal. Important. Bineînțeles, păi înainte de machiaj e îngrijirea tenului. Dar să port o perucă nu cred că mi-ar plăcea toată viața. Super. Să nu știi nicio limbă străină sau să poți vorbi absolut toate limbile din lume. Și să nu te poți controla, gen să-ți vină. Când vorbești, e să-ți vină, nu știu. Aș vrea să știu toate limbile. Ai vrea să știi toate limbile? Am un prieten care nu le știe pe toate, dar știe multe limbi. Și wow. Când merg cu el pe undeva și sunt tot felul de... Că imediat, Costa vorbește în sârbă, în croată, în rusă, engleză, asta e basic, franceză, țigănească, cu oricine el găsește, are o bază de cuvinte. Să ne mai surprindem noi pe noi. Am fost în Viena câteva zile și, bineînțeles, cine vorbeam în engleză, dar îmi venea un accent pe care nu l înțelegeam. Zic, dar stai că ăsta nu-i natural, nu-i că... Știi, simți nevoia aia să arăți că știi tu mai bine. Da. Iese din noi așa. Câteodată. Ca să văd cât de important e social-ul pentru tine. Da. Să-ți pierzi un cont de social media, oricare ar fi ăla, sau să-ți pierzi portofelul? E mai grav să-mi pierd un cont de social media. Vezi unde am ajuns? N-am fi zis asta acum câțiva ani. Mai ușor de refăcut un buletin decât un cont de social media. Bun. Fii atentă. Asta e de femei. Să faci 50 de cozonaci sau să zugrăvești toată casa? Vreau să zugrăvesc toată casa. A, deci ce-ți place? Nu vreau să fac niciun cozonac, nu 50 de cozonaci. Tot legat de internet. Îmi place jocul tău. Ți-ai putea imagina viața fără internet sau fără telefon mobil? Fără internet ar fi mai greu. Da, că găsești device-uri. Lasă, n-am telefonul mobil, am o tabletă, tot găsesc. Da. Și eu gândesc la fel, da. Da. Trăim acum cumva, din păcate, că nu-mi place să afirm asta, am devenit un pic dependenți de internet, un pic mai mult. Da. Dar e culmea că cumva e provocatoare întrebarea asta, pentru că având banking-ul, având atâtea lucruri pe telefon... Le poți pune pe tabletă. Cumva, da, le muți pe un alt device. Dar când n-ai telefonul la îndemână o zi, două, dintr-un anumit motiv, că nu e semnal, că nu e baterie, că știu eu ce nu e, atunci îți dai seama, mă, nici aia nu pot să fac, nici aia nu pot să fac fără, nici aia, nici aia. Dar dacă ai acces la un alt device, să rezolvi, pui în altă parte. Să știi că am citit că în ultima perioadă, una dintre cele mai mari frici ale oamenilor, nu le mai e frică de întuneric, de păianje, de temirce, le e frică să nu-și piardă telefonul mobil. Din păcate. Și pentru că e și atât de scump, e un device în care lumea investește atât de mult. Paradoxal, pentru că eu nu înțeleg de ce facem lucrul ăsta, de ce toți tindem să facem asta. Cred că a devenit cumva un trend. Și ne cam ținem după trend. Adică nu prea se duce nimeni să-și cumpere Nokia din ăla 50-110 sau ce numere erau atunci, nu mai mi-aduc aminte, dar știu că era un număr ceva de genul ăsta compus 3310 din două... 3310. Sau 3300. Așa, ce era un număr așa. Și nu se mai duce nimeni. Mai există încă telefonul ăla, că l-am văzut la magazin zilele trecute. Mama, îți spun eu, l-are mama. Deci mai cumpără unii. Bine, părinții mei au o vârstă înaintată și cumva au refuzat tot ce ține de tehnologie, dar e alegerea lor, nu le-am contestat-o niciodată. Da. Să vină extraterestri sau să pleci tu pe Marte? Nu m-ar deranja nici să vină extraterestri, că aș putea să le spun un monolog și poate ne împrietenim. Poate da. Da, poate le place să le spună Ana poezii sau așa, sau să le cânt ceva sau așa. Dar ar fi de asemenea, uite, asta e chiar o întrebare la care e jumate-jumate. Dar aș pleca și pe Marte să văd ce e acolo.
mai ales că Marte e planeta bărbaților, așa se spune că femeile sunt de pe Venus și bărbații sunt de pe Marte. Da, am uitat, da. Deci da. Eu m-aș duce un pic pe Marte, sincer să fiu, să văd care e situația pe acolo. Poate este o afluență mare și să văd care e atmosfera. Super! Eu sper ca oamenii să meargă și pe Marte, dar să vină și pe... și pe Venus. Să vină și pe la Timișoara Film Society, să ne dea subscribe aici pe YouTube, să ne urmească pe Instagram, pe TikTok, să intre pe tfs.ro, că mă mândresc cu site-ul ăsta. E un site la care am lucrat și vreau să-l vadă și o să mai lucrăm în continuare. Ana Maria, a fost o plăcere. Și sper că te-ai mine. Simțit bine. Și pentru mine a fost și chiar eram puțin emoționată, nu știam ce o să vorbim atâtea minute, dar ai văzut că au trecut foarte repede. A trecut foarte repede. Sper să mai colaborăm și în viitoarele proiecte. Cu mare, mare drag, Doamne ajută. Așa să fie. Și oamenii să se uite la noi. Mulțumim mult de tot! Pa!